Știre electorală de promovare. Lucian Rus, candidatul PSD la funcția de primar al Devei, este hotărât să facă tot posibilul pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunitatea deveană, iar pentru asta și-a propus deschiderea municipiului Deva către un nou proiect de dezvoltare și către o abordare administrativă care să pună în valoare Deva, casa tuturor devenilor. Din păcate, acasă, la Deva, lucrurile nu se îndreaptă în direcția bună. Reședința de județ a rămas în urmă și nu mai reușește să țină pasul cu municipiile Hunedoara și Orăștie. Pentru a-și promova viziunea de dezvoltare a comunității, Lucian Rus îi are alături pe toți colegii de partid și în special pe Laurențiu Nistor, dar și pe primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, cel care a reușit să scoată orașul de pe cerna din eternul gri al anonimatului și neputinței. Iar Hunedoara a renăscut în doar câțiva ani, precum pasărea Phoenix din propria cenușă. Cred că domnul ministru Lucian Rus este aici pentru că împreună, te rog, dacă vii aici lângă noi, împreună am câștigat două trofee importante, atât cetățile dacice, cât și Castelul Corvinilor. Lucian este un prieten foarte bun al meu, am fost împreună la decernarea celor premii, tot Oscar-uri ca și Cupa României, și sperăm că împreună toată echipa care se află în slujba dumneavoastră, până la urmă dumneavoastră hotărâți acest lucru, să ne facem mândri de județul nostru. Și Lucian, stai lângă mine că și tu trebuie să faci câteva promisiuni, în așa fel încât împreună cu dumneavoastră să fim cu adevărat puternici. Singuri suntem degeaba. Promis că vii în 6 iulie la Sibiu în calitate de primar al municipiului Deva să susții echipa. Promit solemn alături de colegii mei, alături de cetățenii municipiului Deva să ne ajute Dumnezeu să facem echipă bună pentru Deva, pentru județul Hunedoara, împreună cu municipiul Hunedoara pentru promovarea județului peste meleaguri. Doamne ajută și așa să se ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Așa să fie.